Acum avem o cabinete cu doctorii de ultima generație și câteva proiecte. Și avem și proiecte în derulare și depuse care sunt câștigate. Dar proiect european cu misiune de la pe gastronomie, pe diferite proiecte, pe turism, pe fizică și pe alte domenii. Da. Aici avem machete de la biologie și pasiunea noastră cea mai mare, chimia. Noi vrem să atragem cât mai mulți elevi la școala noastră și să vedem cât de mult le place chimia. Avem aici un vulcan, două experimente bazate pe densitate și o demonstrație foarte drăguță cu lapte coloran și săpunta colegii noastre, Georgiana. Acest experiment se numește lampa vulcanică. Se bazează pe densități și pe degajarea dioxidului de carbon, de efervescență. Și aici, tot pe densități, avem straturi diferite de miele, apă și ulei, iar obiectele se așează pe straturi. Sper să vă placă! Ca să știți că și domnul invitat este medic la bază, este medic pediatru și am spus că probabil voi sunteți la profilul de chimie-biologie și sunteți viitorii medici. Noi știți foarte bine că sunt recunoscuți medicii români, sunt recunoscuți la nivel internațional. Sau. Ce avem aici? Cu ce am venit? Avem un computer de bord al unei mașini electrice, cu toate comenzile, pornirea, și oprirea din cheie, accelerația și decelerația, ambreiajul. Un computer de bord pentru automobile electrice. Și avem toate comenzile unei mașini normale, semnalizările. Aici avem luminele de zi. Și faza lungă. Accelerația în bord, avem consumul și numărul de kilometri care îi parcurgem. Și timpul de încărcare pentru a avea autonomie maximă. Ambreiajul lucrează. Deci, câteva circuite realizate, da. Înțeleagă principiul de funcționare a unor circuite integrate cu diverse aplicații în care. Asta de unde? Din calculatoare? Nu, din electronic. Apoi electronic. Ok, mulțumim! Suntem în plină activitate în ceea ce înseamnă zilele municipiului Roman. Astăzi, după ce am primit vizita delegației din Franța, ne aflăm la deschiderea Dialogului Științelor, un proiect foarte drag, un proiect venit în colaborare cu cadrele didactice de la unitățile de învățământ din Roman, acolo unde elevii romașcani, liceenii romașcani își pot etala pe de o parte invențiile, dar și modul în care se dezvoltă și se pregătesc pentru viață, pentru o profesie care să le aducă stabilitate și satisfacția muncii lor. Eu vreau să mulțumesc tuturor unităților de învățământ care s-au implicat în acest proiect. Îi felicit cadrele didactice, bineînțeles felicitările mele și către elevi care au realizat toate aceste machete și toate aceste experimente și îi așteptăm și pe mai departe cu alte invenții, alte descoperiri care să ne aducă până la urmă pe toți să avem parte de niște tineri cât mai creativi, niște tineri care să îmbunătățească condițiile și calitatea vieții la nivelul municipiului Roman.